La Căminul pentru Persoane Vârstnice, Sfântul Antimic din Călăraș, au demarat încă de săptămâna trecută lucrările de finisaje interioare. Lucrările finanțate integral de la bugetul local vizează înlocuirea pardoselii din plăci de gresie ceramică de pe holul de la parter și înlocuirea covor PVC antibacterian a parchetului din camere aflat într-o stare avansată de degradare. Autoritățile speră să termine aceste lucrări într-o lună și jumătate. Pentru a continua modernizarea căminului, primăria a demarat implementarea proiectului Reabilitarea Termică a Căminului pentru Persoane Vârznice Sfântul Antimi Vireanu din Călăraș, finanțat prin fonduri europene în cadrul POR 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de peste 2,7 milioane de lei, acesta aflându-se în faza de achiziție a serviciilor de proiectare pentru documentația la stadiul proiect tehnic și execuției lucrărilor de construcții. Reprezentanții primăriei Călăraș estimează finalizarea achiziției în luna august. Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a transmis că intenționează să doteze căminul și cu un ascensor exterior, ca să poată ușura astfel deplasarea bătrânilor.